Nu, nu sunt tot timpul perfectă, cum să fiu perfectă, nu. Acum e o situație specială, o seară specială în care vom alege cel mai frumos și cea mai frumoasă tânără. Mi-am pus și eu o rochie de gală, dar în viața de zi cu zi umblu un Adidas și mai sport. Mai sport. Da. Cât durează să te pregătești pentru un astfel de eveniment? 40 de minute, cam așa, foarte puțin. M-am machiat. Cu machiaj și minute? Da. Da, 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 la mine totul e așa, pe fugă și rapid. Wow, pe grabă, eu n-aș... Da, pentru că nu-mi place să pierd foarte mult timp cu așa ceva. Am înțeles. Spune-mi, cum e viața acasă? Cum ești cu soțul tău? Cum sunteți? Că nu, n-am mai auzit de mult timp. Da, așa este. Cu teme, cu școală, cu alergătură. Cred că așa cum sunt toți oamenii în general. Cam pe fugă mai mereu. Și așteptăm o vacanță. Oh, unde plecați? Nu știm încă. Noi nu ne programăm așa din timp plecările. Cu o săptămână înainte. Ah, sunteți spontani? Da, 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 da. Unde v-ar plăcea să mergi? Așa, unde ți-ar plăcea? Mie la soare, la plajă. Te-ai săturat de toate ploile astea. Baie, ploaie, da, baie, soare. Dar prefer căldura și apa. Am înțeles. Uite, mă gândeam, care este secretul relației voastre de 15 ani? 16? 18. 18, oh! Nu e un secret, nu știu. Toate relațiile sunt cu bune, cu rele, cu de toate, ca asta înseamnă o relație. Dar, nu știu, cred că e foarte important să-ți dorești să realizezi lucruri împreună, să crești un copil împreună, să faci lucruri împreună, să ai aceleași preocupări și aceleași bucurii. Mi-ai spus de teme mai devreme, că sunteți ocupați cu temele. Cum e cu școala? Greu, sincer, greu. Cu școala e greu. Pentru că sunt teme, pentru că în ziua de azi copiii au și alte preocupări față de cum eram noi când eram mici. Noi ne jucam foarte mult afară, copiii își doresc să stea foarte mult pe tabletă, pe telefon și atunci trebuie cumva să faci să fie un echilibru, dar ne descurcăm. Uita că ești catrasă prin inel, câtă sală faci? Nu fac sală, fac pilates în momentul ăsta. Acasă mai fac sport, dar depinde așa de un echilibru pe care l-am dobândit în timp. Mănânc mai puțin, am grijă. Ai un regim alimentar? La asta mă refer. Nu neapărat un regim alimentar, pentru că eu dacă țin strict ceva, mi se pare frustrant și atunci prefer să fie un echilibru. Dar, într-adevăr, am o pauză alimentară de 16 ore.